Lösul provine din cimentarea naturală a prafului, de la periferia calotei cuaternare, din ce acoperea cea mai mare parte a Europei nordice și centrale. În țara noastră, lösul apare mai ales în Câmpia Bărăganului, unde are o grosime până la 20-25 de metri, în podișul Dobrogei, în partea centrală și sudică a podișului Dobrogei, dar și în podișul Moldovei, mai ales în Câmpia Jijei și chiar și în zona podișului Sucevei. Pe lios se formează crovurile în zona Bărăganului și în Dobrogea, niște adâncituri sub formă de pâlnie, prin procesul de tasare, și tot pe lios se formează prin procesul de sufoziune anumite hrube subterane. În Europa, lösul are largă răspândire în Câmpia Rusă și în Câmpia Germano-Polonă. Mai apare de asemenea și în Pusta Maghiară, iar pe celelalte zone, pe suprafețe mai restrânse. Pe lios se formează cele mai fertile soluri, solurile cernoziomice. Tuful vulcanic a luat naștere prin cimentarea naturală a cenușelor vulcanice. Acesta apare în cadrul munților de origine vulcanică, lanțul eruptiv neogen din vestul Carpaților Orientali, în cea mai mare parte a podișului Transilvaniei, dar curios lucru că apare uneori și în zonele subcarpatice, insular, chiar în zona aceasta subcarpaților de curbură, adusă fiind cenușa de vânturile care, probabil și atunci, în timpul erupțiilor din neogen, avea componenta principală, cea vestică. O a doua mare categorie de roci sedimentare sunt rocile sedimentare de precipitare fizico-chimică. Acest fenomen se poate produce în mediul marin, unde iau naștere. Acest fenomen se produce în mediul marin, unde se formează sarea și gipsul, dar și în zona izvoarelor karstice de pe uscat, unde se formează travertinul. Mările și oceanele conțin în ele mari cantități de sare de bucătărie, natriu clor. În zonele de golfuri puțin adânci, acolo unde și temperatura este mai ridicată, se produce o puternică concentrare în săruri și acestea se depun. Aceste golfuri puțin adânci poartă numele de lagune și ele sunt separate de largul mării de un fel de prag. Acesta este nivelul mării. Aceasta este laguna, aici se depun strate de sare, de argilă, de nisipuri. Ele la început sunt orizontale sau aproape orizontale. Acelea straturi se depun și în largul mării, dar ne interesează mai puțin. Să luăm o porțiune din aceasta cu stratele care s-au depus. Le reprezentăm aceste strate. Un strat de argilă, un strat de sare și un strat de, să spunem, din nou de argilă. Aici este sarea, argilă sau nisipuri, să spunem. Datorită presiunilor laterale, datorate eforturilor tectonice, sarea are tendința de a se aduna sub formă de ghem și ea apare astfel într-o etapă următoare, în felul următor. Stratul de sare de se adună sub formă de ghem, sub el se află stratul de nisip, aici este sarea, care boltește stratul acoperitor, și anume stratul de argilă, și în felul acesta ia naștere o cută falsă numită cută diapiră, la plural cute diapire, sau un munte de sare. Anumite
forțe externe pot să determine eroziunea stratelor acoperitoare și în felul acesta să se ajungă la stratul de sare. Iată, în felul acesta, deci porțiunea aceasta a fost erodată, porțiunea de deasupra, și a rămas aici stratul de sare. Cu timpul pot să se erodeze și porțiunile din apropiere și stratul de sare rămâne sub forma unui munte de sare, așa cum apar în zonele subcarpatice sau pe margine de presiune colinare a Transilvaniei de la noi din țară. Prin acțiunea apelor de ploaie se pot forma lacurile sărate de suprafață, dar sarea poate fi și exploatată și atunci se pot forma în fostele ocne de sare sau saline lacuri subterane sărate, așa cum este lacul de la Cacica de la noi din județul Suceava. În depresiunea Maramureșului se află resurse de sare la Ocna Șugatag și la Coștiui, unde sunt și lacuri sărate. Subcarpații Moldovei au importante resurse de sare, unele începând chiar de la Solca și Cacica, iar apele unor izvoare au un gust sărat, numite fiind solci, solcuțe, solonețuri, slatine, slătioare, unele râuri sau sate împrumutând acest nume. Mai la sud, apele sărate și sulfuroase au determinat apariția unor stațiuni balneare de interes local, Bălțătești, Oglinzi, sau de interes național, cum ar fi Slănic Moldova. Numeroase au fost masivele de sare exploatate încă din antichitate. În subcarpații Curburii, la Slănic Prahova, a existat până nu demult o minunată grotă în sare numită Grota Miresei, dar acum ceea ce se vede în imagine arată altfel, pentru că noi am filmat cu 2 săptămâni înainte de prăbușirea grotei. Pe sarea de aici și pe masivul de sare de la Meledic, Buzău, și roirea a acționat din plin. Dincolo de Carpați, în subcarpații Transilvaniei, pe sare, au apărut lacurile sărate de la Sovata, astăzi o stațiune deosebit de atractivă. Pe marginea de sud-vest a depresiunii colinare a Transilvaniei, resursele de sare, mai ales cele de la Potaisa, s-au exploatat încă din perioada romană. În ultimul timp, aici s-a amenajat cea mai modernă salină pentru tratament din România. Gipsul se formează prin cristalizarea în soluții suprasaturate a sulfatului de calciu, dar poate lua naștere și prin acțiunea acidului sulfuric asupra calcarelor. Se formează în principal în mări și oceane, are o largă răspândire și în țara noastră, în podișul Transilvaniei, în Subcarpați și în podișul Moldovei. Legat de zăcămintele de gips, sunt și izvoarele sulfuroase, care apar și în podișul Moldovei, la Strunga, și în subcarpații Moldovei, dar și în subcarpații Getici și în depresiunea colinară a Transilvaniei. O varietate deosebită de gips este alabastru, o varietate de sulfat de bariu este exploatat în zona Cheia, din apropiere de Turda. Travertinul se formează pe uscat, în zona izvoarelor carstice, prin depunerea calcitei pe diferite frunze, mușchi de pământ, pe crengi, pe firele de nisip. Acolo unde râurile subterane ies din masivele calcaroase, în zona izvoarelor carstice are loc și precipitarea carbonatului neutru de calciu sub formă de tuf calcaros. Tuful calcaros mai este cunoscut și sub numele de travertin. El poate fi compact, asemănător cu marmură, așa cum se exploatează la Borsec, sub formă poroasă, rocă numită babdiță în Apuseni, la ieșirea unor izvoare carstice ce drenează platoul calcaros Poieni,
în zona cascadei de la Vidra. La Poșaga, un afluent pe stânga al Arieșului, în zona unor izvoare carstice, s-a depus de asemenea travertinul. În zona peșterii lui Ionele, la cascadele din apropiere, se observă procesul de depunere a calcarului pe frunze, iarbă sau pe mușchi de pământ. Depunerea calcarului determină înălțarea patului albiilor, fenomen cunoscut sub numele de apele crescătoare. Acest proces se produce și la cascada de sub abruptul nordic al Bedeleului pe versantul drept al văii Arieșului. Fenomenul este asemănător și în cazul cascadei de la Gioagiu Băi. Rocile organogene sau rocile biogene au luat naștere din corpul viețuitoarelor, fie a plantelor, fie a animalelor. Ele sunt de două feluri, roci organogene care nu ard sau acaustobiolite și roci organogene care ard sau caustobiolite. Vom analiza în primul rând rocile organogene care nu ard sau acaustobiolite. Din această categorie fac parte în primul rând calcarele. Calcarele cunoscute și sub numele de calcare recifale. Calcarele au luat naștere în mările și oceanele puțin adânci, curate, bine aerisite și destul de calde, unde s-au dezvoltat coloniile de corali, care au luat diferite forme, inclusiv cele de atoli sau recifi barieră. Calcarele au o răspândire largă, dar și neuniformă în România. Ele se prezintă sub trei forme: platouri calcaroase, bare calcaroase, masive izolate sau insulare calcaroase. Dintre platourile calcaroase le menționăm pe unele mai importante. Platoul Șesu Craiului sau Scărița Belioara din sud-estul Muntelui Mare. Platou Bedeleu din munții Trascăului, abrupt spre nord, spre Valea Arieșului. Platoul Calcaros Poieni. Platou Calcaros Mununa Ghețaru Ocoale Călineasa din munții Bihorului. Platou calcaros Padiș, cel mai întins și mai reprezentativ platou carstic din România. Platou Luncanilor din munții Șureanu. Bara calcaroasă de la Vârtop din munții Bihorului. Menționăm și unele masive calcaroase insulare izolate. Vulcanul din apropierea pasului Buceș din munții Apuseni. Insulele de calcare din munții Metaliferi, de la Valea Mică, Pietrele Ampoiței, Cib și Ardeu. Prin acțiunea apelor de ploaie asupra calcarelor, la suprafața acestora iau naștere fenomenele exocarstice reprezentate în primul rând prin lapiezuri. Lapiezurile au formă liniară sau formă tubulară și se dezvoltă pe stâncile calcaroase. Într-o fază mai înaintată se formează dolinele, adâncituri sub formă de pâlne cu diametre și cu adâncimi variabile. Sunt bine reprezentate în platou carstic Padiș, în
în platou calcaros Călineasa. Iar cetățile Ponorului sunt trei doline uriașe sub formă de frunze de trifoi. Numeroase doline se află pe platou karstic Mununa, Ghețar, Ocoale. Dintre formele exocarstului fac parte și uvalele și poliile. O asemenea ovală sau polie este și în Padiș, unde apele dispar prin mai multe sorburi. Depresiunea karstică de la Carașova, din platou cu același nume din Munții Banatului, este considerată de asemenea o polie. Și tot o polie este și depresiunea de la podul Dâmboviței. O altă uvală sau polie este la Ponoare, în podișul Medinț, unde apele lacului Zăton se pierd printr-un sorb în masa calcarului. Cheile sunt văi adânci, înguste, cu pereții prăpăstioși săpate în calcare. Cheile lucave din opcina Mestecănișului sunt de mici dimensiuni. Lungime redusă au și cheile Moara Dracului de lângă Câmpul Lung Moldovenesc. Impresionante sunt cheile Bicazului formate de râul cu același nume. Bicășelul și-a săpat și el chei în calcare. Cheile Dâmbovicioare din Carpații Meridionali. Cheile Turzii se află la extremitatea estică a munților Apuseni. În munții Trascăului se află cheile Râmeților. Și tot în munții Trascăului se află cheile Întregalde. Cheile Mândruțului din munții Bihorului par a fi chei în miniatură. Cheile Arieșului din aceiași munți. Greu de străbătut sunt cheile Galbene din sudul platoului calcaros Padiș. Cheile Sighiștelului sunt un adevărat rai speologic, aici aflându-se numeroase peșteri. Cheile Gârdei Seci. Cheile Ordâncușe sunt foarte înguste. O caracteristică a regiunilor karstice este dezorganizarea rețelei hidrografice de suprafață, pătrunderea apelor prin ponoare și sorburi în adâncime unde se formează râuri subterane. Asemenea ponoare se află în Padiș și la Ponor în podișul Mehedinți. După necunoscute trasee, râurile subterane ies la zi sub forma unor bogate izvoare karstice numite și izbucuri. Unele izbucuri au caracter intermitent, așa cum este izbucul Călugăr din munții Codru Moma și izbucul de la Poșaga, un afluent pe stânga al Arieșului.
Izvorul karstic Melecviz, din depresiunea Trei Fântâni de pe Valea Bicăjelului. Puternic izvor karstic în Padiș. Izvorul karstic de la Lucava, Lucina Mestecăniș. Prin lărgirea exagerată a râurilor subterane se formează mari goluri subpământene numite peșteri, grote sau caverne. Peștera urșilor. Din munții Bihorului este deocamdată singura peșteră de la noi din țară amenajată la nivelul standardelor europene turistice. Prin depunerea calcarului au luat naștere stalactitele, stalagmitele, coloanele, scurgerile parietale, draperiile, toate de o frumusețe rară. În condițiile unui microclimat specific, peștera de la Scărișoara adăpostește un ghețar fosil. Aici stalagmitele sunt din gheață. La mare adâncime însă, stalagmitele și stalactitele sunt formate din calcită. În munții Pădurea Craiului, la Șuncuiuș, se află cea mai mare peșteră din România, Peștera Vântului. Și tot aici, la Șuncuiuș, se află și peștera Ungurașul. Peștera Huda lui Papară din munții Trascăului. Atât pentru astăzi, vă mulțumim pentru atenție, ne întâlnim săptămâna viitoare la aceeași oră.